Inexcusabile le scuse. Adică scuza nu are scuză, cu alte cuvinte. Acesta este firul roșu care va străbate o serie de prezentări în care ne angajăm cu această ocazie, dar nu înainte de a mărturisi bucuria noastră sufletească și dorința sfântă ca bunul Dumnezeu să îmbogățească sufletele tuturor oamenilor care au venit să asculte acest cuvânt cu o inimă bună, cu un duh bun. Cu sufletul deschis, nu înaintea oamenilor, ci înaintea lui Dumnezeu. Astfel că, în viață, lucrurile se împart în două mari clase, referire la neajunsuri, neputințe sau limitele noastre, și anume, ele se împart într-o clasă, în două, aceste două clase, una dintre ele fiind lucrurile scuzabile sau de înțeles sau justificate de niște motive reale. Acestea uh, nici n-ar trebui numite scuze, ci ar trebui să fie literalmente numite raționamente. Există un raționament pentru care lucrul acesta nu se poate face, și cel, sau celălalt se poate face. Dar sunt alte lucruri care sunt fără scuză. Și în contextul acesta, aș dori să ne oprim câteva momente asupra ideii acesteia de scuză, de nescuzat, nescuzabilă, inexcuzabilă. Dacă astăzi ar fi colorate viețile noastre, ale tuturor, în zona care se datorează faptului că ne-am scuzat, am găsit o scuză pentru a nu face un lucru sau pentru a face un anume lucru, dacă s-ar colora zona aceasta a vieții noastre, cred că am rămâne încremeniți. Cât rău din viața noastră, cât neajuns, câtă neîmplinire, cât eșec, cât faliment, se datorează ideii de scuză. Am găsit o scuză ca să nu fac lucrul acesta e un lucru bun, dar am găsit o scuză și nu-l fac. Și uite care este scuza mea. Dacă s-ar vedea ruina atâtor vieți astăzi, cât de legată este de ideea aceasta de scuză. S-a găsit o scuză. Chiar mergem în cartea Proverbe 22 cu 13. Omul uh, leneș care ar fi putut să să -și umple viața cu har și cu binecuvântări și cu daruri de la Dumnezeu uh, a petrecut întreaga lui viață într-un fel de scârțâială continuă și indiferent ce perspectivă a avut de a face ceva, totdeauna a găsit o scuză de a nu face acest lucru. Și chiar citeam zilele trecute, cei care au învățat această știință întunecată a scuzelor au ajuns să nu se mai priceapă la nimic altceva decât scuze. Uh, invită-l, dă ocazia, dă posibilitatea să facă ceva și imediat va găsi sau va inventa o scuză. Și scuze de o așa natură încât chiar și el ajunge în final convins că nu e bun de altceva decât de găsit scuze. Și așa trece viața. În Proverbe 22, 13, cuvântul spune Leneșul zice, afară este un leu care m-ar putea ucide pe uliță. De aceea tot cartea proverbelor descrie că el se tot răsucește în pat, când pe o parte, când pe alta. El stă cu mâinile încrucișate, zice să mai dorm puțin, a sunat ceasul, dar îl închid, să mai dorm puțin, să mai ațipesc puțin și sărăcia vine peste tine ca un om înarmat, scrie Biblia. Dar acest lucru trebuie evaluat în lumina cauzelor lui. De unde vine lucrul acesta? De ce vecinul acesta? În aceleași condiții. De ce elevul sau studentul acesta? La același profesor, la aceeași materie, cu aceleași lecții. De ce copilul acesta a mers? De ce celălalt nu a mers? De ce ăsta a avut curajul să pășească în viață, celălalt a zis și a găsit tot felul de motive. De ce? Acest frate sau domn sau om a găsit motive pentru a merge înainte, deși nu a fost fără greutăți și fără opoziție, în timp ce celălalt a găsit motive pentru a nu merge. Aceasta, aceste întrebări se ridică în mintea noastră și sunt cele care ne vor conduce la originea problemelor. Scuza aceasta, pe nedrept numită scuză, nu este altceva decât o. Cumplită, minciună, foarte atent și uneori artistic urzită, ca să determine și să convingă pe omul din fața ta că tu ai motive pentru a nu face un anume lucru, o anume întreprindere, o anume lucrare, ceva bun pentru cineva, pentru propria ta viață, ai niște motive pentru a face acest lucru. Aceste motive. Care sunt false în ele însele, și mulți oameni s-au trezit prea târziu în viață, dându-și seama că de fapt, toate pretextele acestea pe care le-au inventat ei pentru a nu, nu se expune, pentru a nu risca, pentru a nu pune efort. Pentru a nu lua asupra lui grijă, un program de viață, toate aceste lucruri s-au desfășurat doar la nivelul minții lui. Omul ăsta din versetul 13 spune, afară este un leu, pe uliță este un leu care m-ar putea ucide. Unde e leu, frate? Cum se face că numai tu vezi leul, vezi atâtea piedici, atâtea probleme? Nu, nu, nu. Cum se face că numai tu vezi leul ăsta și nu-l vede nimeni altcineva? Este scuza. Fără scuze. Dacă există în viața noastră a tuturor o adevărată primejdie, este tocmai ideea aceasta de a ne oferi nouă, întâi, și apoi celor de lângă noi, ideea că există niște motive pentru care să nu facem uh, lucrul acesta. Și problema este că lucrurile nu stau pe loc. Cu cât un om. Își găsește scuze de felul acesta într-un domeniu, ca să nu pună efort, ca să nu se expună, ca să nu se investească. Cu cât găsește scuze, cu atât priceperea lui de a găsi scuze crește tot mai mult, crește paleta de scuze. De rămâi uimit. Și, în timp ce el repetă, psihologia a demonstrat acest lucru, în timp ce el își repetă scuzele continuu și continuu către cei din jurul lui, el însuși ajunge convins de aceste scuze. Până când, în cele din urmă, devine un infirm și un neputincios, bazat pe faptul că acele scuze imaginare pe care le-a folosit inițial ca să, să, nu, să, nu, lucreze, să nu, facă, să nu pună un efort, să nu se angajeze în un fel sau altul, să nu știa niciun fel de răspundere dacă se poate asupra lui, acele scuze au ajuns să fie crezute chiar și de el în final și s-a prăbușit sub greutatea lor. Niciun cuvânt nu este lipsit de însemnătate și de impact. Și cel din tâi pe care îl impactează cuvintele acestea, acest fel de scuze, de pretexte, de invenții, de ce să nu fac un lucru, toate aceste lucruri, prima persoană pe care o impactează este omul însuși. Ați observat că în momentul în care cineva vrea să facă un lucru, în clipa aceea găsește motive pentru a face lucrul acesta el după aceasta se uită în clipa 1 când i-a fost prezentat în fața acestui lucru se uită după niște motive pe care le are să facă aceasta și după niște căi pe care le poate face îi se ridică și lui piedici în fața lui și oamenii din jurul lui încearcă să descurajeze, să-l împiedice să-i să, să taie uh, avântul încrederea, acestea nu-l opresc pentru că el vrea neapărat Vrea să facă lucrul acesta. Când nu vrea să facă ceva, din cauza faptului că îi este lene, din cauza faptului că refuză să-și pună viața în în joc pur și simplu asupra unor lucruri care nu presupun un risc de viață și de moarte, ci presupun efort. În momentul în care un om nu vrea să facă aceasta, el nu spune deschis, oh, nu, nu, eu nu vreau să fac lucruri, nu vreau să mă scol de dimineață sau nu vreau să-mi iau un serviciu care să mă țină responsabil, nu vreau să-mi asum răspunderea, nu vreau să promit nimic uh, 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 și așa mai departe. Vreau să continui această viață care e un drog, uh, această viață fără probleme, program, fără de mă, mă trezesc dimineața, plec unde vreau, vin de unde vreau, e un fel de drog și de, de dependență lucrul acesta. În momentul când cineva vrea să facă, deci, va găsi imediat căi, mijloace motive și motivație pentru a face un lucru și când cineva nu vrea să facă un anume lucru, atunci el va găsi celălalt fel de... De justificări și de scuze și de explicații pentru a nu face. Lucrurile nu sunt legate de motivele expuse, ci de un act de voință deliberată. Atunci când noi venim înaintea lui Dumnezeu cu o inimă binevoitoare, întotdeauna se vor găsi resurse și căi să împlinim voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Când inima nu vrea să împlinească lucrul acesta, va căuta întotdeauna o justificare pentru a respinge voia lui Dumnezeu și chipurile au înlocuit cu altceva care corespunde situației. Acest ceva nu există. Mântuitorul vorbea uh, omului care întrebase cu privire la uh, relațiile lui cu aproapele, în ce măsură sunt dator către oameni să ajut sau și Isus a spus uh, 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 Pilda aceasta a Samariteanului Milos, omul acela ca să se îndreptățească, scrie Scriptura în, în capitolul 10 din Luca, versetul 29, ca să se îndreptățească, el nu vroia să ajute pe nimeni, vroia să fie ajutat, să îi se dea, dar el să nu dea la nimeni, acesta era adevărul, atunci el a căutat imediat o explicație sau ceva, o scuză pentru a nu. Ajuta pe nimeni. Și spune uh, versetul 29, dar el care vroia să se îndreptățească în starea în care era, pentru a nu face bine nimănui, nu are cu ce, nu are când, nu are unde, uh, adresează această întrebare. Și cine este aproapele meu, întreabă el pe Isus, să iubești pe aproapele tău? ca pe tine însuți. Și omul era, era, foarte gata să iubească pe aproapele său. Era gata dacă are două cămăși să dea aproape lui său, care n-are, așa l-a învățat Ioan în Era gata să-și împartă averea săracilor, așa cum a făcut Zacheu mai târziu. Era gata să facă toate aceste lucruri. Avea o singură problemă, bietul om. Nu știa cine este acest aproapele meu. Aceasta era o scuză fără scuză. Nu era adevărat că omul acesta nu știa. Și Isus îl ajută, așa cum ajută pe mine și pe tine, de fiecare dată ne așează o oglindă în față și ne spune, uite-te în oglinda aceasta. Sau, uite-te la această situație, ce vezi aici, cum înțelegi lucrul acesta, hai să judecăm amândoi. Gândește tu. Dumnezeu nu transferă, nu toarnă concepte în mintea noastră, gândește așa, drăge așa, fă așa ca un robot coloit sau mecanic. Nu, no, din potrivă. El ne cheamă să contemplăm împreună. Vino cu mine, spune Domnul, și hai să judecăm împreună. Ce vezi aici? Cum arată lucrul acesta? Cum înțelegi aceasta? Ce îți spune lucrul acesta? Judecă tu. Pentru că uh, singurul de la care un om primește învățătură sau corecție sau îndreptare sau îndemn, Singura ființă nu este Dumnezeu sau vecinul, ci este propria lui ființă. Atunci când vine din lăuntru lui, el răspunde la aceasta. Dar dacă nu vine din lăuntru lui, indiferent cine ar vorbi, aici îi vorbea Isus. El va găsi imediat o scuză să nu asculte. Și mă rog, cine este aproapele meu? Vom întâlni pe parcursul acestei serii de prezentări situații după situații în care scuzele au nenorocit oamenii. Și rugăciunea mea către Dumnezeu și dorința sufletului meu este să, să înțelegem bine însemnătatea acestui lucru și să ne păzim de plaga aceasta a sufletului care sunt aceste scuze fără scuză. Dacă n-ar fi fost scuzele acestea, dacă n-ar fi fost ele, cât de, bine era, cât de mare era binele în lume astăzi, cât de diferit ar fi fost viața noastră și va fi dacă vom primi cu adevărat de la Dumnezeu lumina aceasta. Ați observat că totdeauna în momentul în care suntem chemați la o lucrare a lui Dumnezeu, la o lucrare bună, Uh, totdeauna ni se prezintă alternativa, ni se prezintă motivele pentru care n-ar trebui făcută primejdiile, lipsurile, neajunsurile, personalitatea, timpul, vai, nu e, toate aceste lucruri o să uh, ne atingem în trecere, dar toate apar înaintea noastră în momentul în care ne gândim să, și dorim să răspundem chemării lui Dumnezeu. Toate apar înaintea noastră. Tot acolo, apar și motivele pentru care ar trebui să răspundem. Iată-mă, trimite-mă lui Bunului Dumnezeu. Indiferent în ce domeniu se desfășoară lucrul acesta. Dar... Și dacă am luat această răspundere frumoasă asupra sufletului, cum a spus Isaia, sunt aici, sunt gata să merg, trimite-mă, Doamne, sunt gata și dacă facem lucrul acesta, niciodată diavolul și răul nu se vor da înapoi de a oferi omului o alternativă. Ați observat când cei trei tineri au rămas în picioare în închinarea idolatră pe care au adus-o toți ceilalți? atunci ei ar fi trebuit să fie condamnați pe lor la moarte. Era neexecutarea ordinului împăratului, nu se discuta de așa ceva. Nici nu se putea concepe ca un om să mai trăiască o secundă după ce a refuzat cuvântul împăratului. Era, tremura Planeta la glasul omului acestuia, ce discutăm de trei băieți, trei adolescenți care stau în picioare, pe cine sfidează ei sau ce fac ei. Dar li se oferă o șansă mult mai periculoasă decât condamnarea la moarte. Și anume a fost șansa aceea de a pune la îndoială propria lor credincioșie și de a pune sub semnul întrebării decizia lor de a sta în picioare. Și atunci găsim aici în Daniel 3 cu 14 sugestia aceasta care li se oferă. În adins ați făcut, conștient ați rămas în picioare și sigur că știm ce urmează după expresia aceasta, condamnarea. Și în fața acestei posibilități, acestei uși deschise, uite, luați-o pe stânga, ieșiți pe aici. În fața acestei perspective, sufletul nostru este mult mai grav ispitit decât am fi fost ispitiți în fața unei condamnări deschise și totale. Este așa de alunecos lucrul acesta. E atât de perversă scuza în sine. Dacă asta e situația, uite-te în ce situație suntem cei trei tineri aici. Au destule scuze. Cineva care privește din tribune zice, sigur că da, cum să nu ia, trebuie să fim așa, trebuie să intrăm dincolo. Dacă cineva ar dori să apuce pe drumul acesta, are și ar găsi. Dar, în același timp acești trei oameni iubitori de Dumnezeu nu s-au uitat după motivele pe care le-ar avea să n-asculte de Dumnezeu, ci s-au uitat după acele motive pe care le au ca să asculte de Dumnezeu. În adins, adică ați făcut lucrul ăsta conștient, cu bună știință, intenționat ați făcut lucrul acesta? Răspunsul lor este limpede și clar. Nu e nevoie să răspundem la această întrebare. Se știe răspunsul, deci. Știi bine de ce am făcut lucrul acesta, ne cunoști viața, nu e nevoie să răspundă la această întrebare. Ei rămân credincioși nu numai în perspectiva condamnării, dar și în perspectiva alunecoasei scuze care putea fi adusă într-o situație ca aceasta. Pentru ce este scuza aceasta cel mai pervers dintre dușmanii sufletești ai omului? Este cel mai pervers între cei perversi. Pentru că scuza apare ca un aliat al omului, apare ca un protector al omului, apare ca fiind ceva pentru el. Îi creează o zonă de confort, îi creează o zonă de siguranță, amână răul, vai cât bine poate face această scuză la un moment dat. În timp ce ea apare ca fiind protectoarea și confortul sufletului, acelui care are o scuză pentru a nu asculta de Dumnezeu sau pentru a nu face ceea ce știe că ar trebui să facă, în timp ce are acest aspect protectiv, în același timp este destructivă. Atacă temeliile vieții și distruge, erodează teribil motivația omului de a face binele. Scuza este în sine, scuza în contextul acesta, este în sine o minciună foarte inteligent, urzită și țesută. De așa natură încât are capacitatea de a convinge pe cel care ascultă, mai rar se întâmplă aceasta, dar vată-mă sufletul celui care se folosește de scuză pentru a nu săvârși binele. Atunci se produce adevărata nenorocire. A doua oară, când este un om confruntat cu o astfel de chemare, a doua oară este și mai vulnerabil, se va scuza și mai repede, și mai ușor, va fi și mai priceput în a se scuza și va sfârși viața urzind, fără, termin, fără, fără sfârșit tot felul de scuze. Sunt oameni care afișează ignoranța. Și lucrul acesta pare ceva foarte de înțeles. Chiar Domnul spune, uite, el nu ține seamă de vremile de neștiință, oamenii nu știu. Există astfel de oameni și ei pot avea o adevărată justificare, ei pot fi înțeleși, sunt aceia pentru care s-a rugat Iisus, iartă-i căci nu știu ce fac. Dar tu, omule, tu știi bine dacă știi ce faci sau nu știi ce faci. Când nu știi ce faci, chiar nu știi că nu știi ce faci. N-ai cum să știi lucrul acesta. Că dacă știi ce ce faci, în momentul acela mai poți să spui că nu știi. Dar uh, Duhul lui Dumnezeu, prin conștiință, te înștiințează pe tine și te ajută, te confruntă cu realitatea, cu adevărul. De aceea, cuvântul lui Dumnezeu, în capitolul 2 al epistolei, uh, a doua epistola lui Petru, capitolul 3 și de aici versetul 5, vorbește despre o clasă de oameni care nu sunt în ignoranță, ci sunt care voiesc a fi în ignoranță, nu sunt căzuți acolo, nu sunt victimele societății, nu sunt victimele situației împrejurărilor, nenorocirilor, n-au avut o altă șansă. Nu știu ce fac, acestea nu sunt acolo. Să ascultăm cuvântul Domnului ce ne spune. În adin se fac că nu știu. Era vorba de, de, de uh, lumina creației, prin care, în cuvinte simple la început Dumnezeu a făcut. Și orice efect are o cauză. Cauza tuturor lucrurilor fiind însuși Dumnezeu. Mă refer la creație. Acești oameni, spune Scriptura, se fac că nu știu. Nu știm. Aceasta nu este o realitate. Aceasta este o scuză fără scuză. În adins se fac că nu știu Că odinioare erau ceruri și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei, spune Petru. Lucrul acesta se extinde și este ca un fel de cancer care își întinde tentaculele în întreaga ființă omului. Ideea aceasta de a găsi totdeauna un pretext sau un motiv sau o scuză pentru răul din viață sau pentru a nu săvârși binele nu, nu, afectează absolut toate aspectele ființei noastre. De ce credeți că era omul acela de 38 de ani la scăldătoare, care era boala lui? Era bolnav de scuzită. Mi-a mi spus, am discutat cu cineva și. Ce, ce boală e asta, scuzită? Păi zic, am, am citit și eu undeva că există boala asta, scuzită. O, am înțeles, spuzită? nu, nu, scuzită. Vine de la scuză. Omul care e bolnav de scuze e bolnav de scuzită. Și având în vedere că boala aceasta dă o scuză și pentru a nu te face sănătos, dă o scuză pentru a nu voi să faci binele de niciun fel, având în vedere că boala aceasta este atât de cumplită, încât paralizează voința spre bine a ființei umane, Iisus vine lângă omul acesta și spune, nu ești bolnav nici de picioare, zăcea de 38 de ani acolo. Tu nu ești bolnav nici de mușchi să, să ai distrofie musculară, nu ești bolnav nici de încheieturi, nu ești nici paralizat, bolnav cu nebii. Tu ai o singură problemă. Pe tine te paralizează scuzele tale. Tu ai o problemă la nivel mental, nu fizic. Și toată problema fizică pe care o ai se datorează felului cum gândești, cum ai ales să gândești. De aceea Iisus nu îl întreabă pe el cum stai cu vitamina acutare? Cum stai cu mineralele? Cum stai cu... Nu, îl întreabă un singur lucru. Cum stai cu avrea? Tu ești aici într-un loc în care oamenii se fac sănătoși, la scăldătoarea Da, celebră în lume pentru uh, zvonul sau mai degrabă reputația care o înconjura. Tu ești într-un loc de vindecare aici, da? Ești între oameni bolnavi, care a venit aici să se vinde, vindece, se presupune că și tu da ești venit aici. Sigur ești venit cu ideea de a te vindeca sau ești venit cu ideea de a rămâne bolnav și de a sta între bolnav pentru întreaga ta viață. E normal dacă te faci sănătos, va trebui să te scoli mâine dimineață și va trebui să prinzi autobuzul, să mergi la lucru undeva sau să faci ceva, să sapi în grădină sau să faci o mâncare, e normal. Dar dacă ești bolnav așa de 38 de ani, ce să faci tu? Tu nu poți să faci nimic. Și pare o viață mult mai simplă și mai la îndemână. Te întreb direct, spune Iisus, tu ai intenții serioase de a te face sănătos? Ești dispus ca împreună cu sănătatea pe care ți-o dă Dumnezeu să-ți asumi responsabilitatea unui om sănătos? Ce, ce gândești în domeniul acesta? Vrei să te faci sănătos? Aici este problema ta. Și el nu răspunde la această întrebare, ci enunță din nou scuzele care l-au ținut pe el zăcând 38 de ani. Acelea scuze. N-am pe nimeni, n-am putere, sunt alții mult mai puternici și mai repede care se găsesc în locul acesta. Eu sunt un om părăsit. Și de asta sunt. Eu nu te-am întrebat ce ai sau ce nu ai nici măcar nu te-am întrebat cum ești sau cum nu ești. Eu te-am întrebat, spune Iisus, un singur lucru. Vrei să te faci sănătos? În loc să răspundă la întrebarea aceasta, el vine imediat cu platoul cu scuze. Și nu răspunde că vreau sau nu vreau să mă fac sănătos. În realitate, atunci când nu spui un lucru, spui altul. Când nu ai spus vreau să mă fac sănătos, în clipa aceea ai spus că nu vreau să mă fac sănătos. Chiar dacă n-ai spus cuvintele acestea. Prin faptul că, ai spus, că nu ai spus vreau să mă fac sănătos, ai spus vreau să rămân Bolnav. Și el în loc să răspundă la întrebarea aceasta vine cu scuzele. Uite, care sunt scuzele mele? Sunt atâția ani aici, atâta suferință, atât de atâția ani sunt aici. Asta înseamnă că ai încercat serios de multe ori să te faci sănătos. Te întreb din nou, spune Iisus. Vrei cu adevărat lucrul acesta? Pentru prima dată mintea omului aceluia, a putut să vadă lumina cu privire la adevărata lui problemă a vieții lui. Adevărata lui problemă erau scuzele. Aceasta era problema. Aceasta este problema multor vieți, nenumărate vieți. Aceasta este singura explicație a falimentului, a crimelor, a nenorocirilor care se întâmplă în lumea aceasta. Undeva pe firul vieții sau a existenței un om a găsit o scuză pentru răul din viața lui. Și pentru că a găsit această scuză, ea a degenerat în ceea ce a ajuns și se vede astăzi. Vrei să te faci sănătos? Un altul se scuză cu credința, pe linie de credință. El nu și-a serviciu sau o muncă undeva pe bază de credință, că acolo sunt necredincioși, că acolo nu poate să fie el... Perfect credincios, păi dar n-ai auzit că trebuie să lupți pentru credința dată Sfinților, dată pentru totdeauna. Uh, președintele Bisericii Adventiste în România a stat de vorbă cu Ministrul Apărării într-o perioadă și i-a spus, uite, avem o mulțime de cazuri. De oameni care astăzi și-au pierdut libertatea din cauza convingerilor lor religioase. Domnule ministru, vă rog să faceți ceva ca să-i lăsăm pe acești tineri. Și domnul ministru a spus, voi acorda dreptul acesta fiecărui militar care va câștiga prin luptă. Adică. Luptă-te lupta cea bună. Adică sunt îndemnat să vă spun să luptați pentru credință. Nu, eu nu mă duc acolo pentru că nu pot să țin credința. Nu mă duc la școală pentru că sunt copii de un fel sau de altul. Să... Sau... Luptă să poți păstra credința. Dacă, dacă în sufletul tău vrei să faci un lucru, vei găsi motive pentru al face. Iar dacă nu vrei să faci acel lucru, vei găsi o grămadă de alte motive pentru care să nu faci acest lucru bun. Dacă cineva te întreabă ce zici, ar fi bine să faci lucrul ăsta? Tu spui, e bine și vrei să-l faci? Nu, nu, păi da, eu sunt așa. Plus, mai sunt și bolnav, dar astăzi ești bolnav în momentul ăsta? Nu, păi da, haide să mergem astăzi. Hai să facem ce putem acum. Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta acum. Uh, poate că la vară, poate că la anul. Orice fel de astfel de explicație și de scuză se transformă în ruina și ruinarea propriei vieți. De aceea omul acesta și cei care au venit pe urmele lui și au găsit o scuză în credința lor. Tu de ce n-ai lucrat? Uite, aceeași oameni în aceleași condiții care au primit talanții, uite ce au făcut oamenii ăștia, tu ești omul care n-ai făcut lucrul Imediat da a apărut scuza. Eu am o problemă, de credință, cel cu un talent. Ce problemă de credință ai tu? Păi eu cred că Dumnezeu este un stăpân aspru. Mi-e frică să lucrez cu stăpâni aspre. Oh, eu nu sunt învățat să strige cineva la mine sau să mă, să mă grăbească cineva pe mine. Nu, no, nu, no, eu sunt stăpânul propriei mele vieți. Eu fac numai ceea ce ce cred eu și știu că ești un stăpân aspru și mai știu că seceri de unde n-ai semănat și vânturi de unde n-ai secerat, asta, asta e credința ta despre Dumnezeu? Da, și din cauza a motive de credință. Pe linie de credință nu fac nimic în viață. Nu, n-am făcut nimic. N-am pus talentul, nici măcar n-am pus talantul la schimbător, că ar fi crescut singur dacă, dacă ți asumai riscul. O, oh, nu, tu nu, tu nu ți, tu nu ți asumi nu niciun fel de risc. Tu vrei să dormi pe perna ta liniștit și l-ai pus acolo într-un ștergar, îl păstrezi bine, scuza este gata, e pregătită acolo. După ce spune el toate aceste lucruri legate de credința lui, atunci se întoarce către el el, Mântuitorul, și spune, tu știi care e problema ta? Nu este credința ta. Nu pe bază de credință nu faci tu nimic și grădina ta e plină cu buruieni și curtea ta este murdară și casa ta cade peste tine și copiii tăi sunt într-o situație precară și nu le-ai creat un viitor. și Nu pe bază de credință. Nu juca rolul martirului, că nu ești. Nu, nu aceasta e problema. Tu ai două diagnostici a spus Mântuitorul. Unu, ești viclean, minți, ești în timp ce spui aceste lucruri, Doamne, am crezut că ești aspru, că e... În timp ce spui asta, știi că minți. Cugetul tău nu te aprobă la așa ceva. Tu știi că Dumnezeu nu este așa, dar aduci motivele astea de credință, chipurile. Și al doilea, ești un om leneș. Pe motivul acesta, în loc să spui despre tine că miroasă și locul unde stai, și că stai cu mâinile încrucișate și trece vara și trece iarna și că pe uliță e un leu care te mănâncă numai pe tine, pe nimeni, în loc să spui lucrul acesta, arunci asupra lui Dumnezeu. Știi de ce? Dumnezeu nu e bun, e așa, e pe dincolo. Observați cât de autodestructivă este această gândire a unui om. Observați unde termină în final, unde este punctul de aplicație al oricărei scuze, fără scuză. Omul acesta nu are niciun fel de scuză pentru ceea ce a făcut el, dar el are, a găsit, a adunat scuze, le-a pregătit când o să mă întrebe, am să spun așa și am să spun pe dincolo. Spunea Ben Carson despre studenți care îi scriu să le dea bani ca să poată merge la medicină. El câți bani a avut când a mers la medicină? N-are rost să ne uităm înapoi la viața lui frumoasă, cu Dumnezeu, complet lipsită de mijloace. Dar el spune că anumiți studenți, o mulțime din lume, îmi scriu că dacă pot să le dau o bursă, dacă pot să-i ajut într-un fel sau altul și trimis scrisori elaborate, gândite foarte, cu argumente, cu tot felul de lucruri și unora dintre ei spune, Ben Carson le-a scris înapoi, dacă ai fi pus efortul ăsta mental pe care l-ai pus în a compune această scrisoare, dacă l-ai fi pus în admiterea ta la școala medicală, ai fi intrat de mult. Nu lipsa mijloacelor este problema ta. Tu ai o altă problemă mult mai gravă. ție ți place felul de viață în care ești, tu nu-ți asumi riscul, nu te ridici să lupți pentru un anume lucru, ci cumva dacă ți-ar s putea da așa prin uh, corespondență. Nu se întâmplă lucrul acesta. De aceea, acest fel de a vorbi înaintea lui Dumnezeu ar trebui întâi și întâi cercetat de propriul suflet. Chiar așa crezi tu? Chiar așa stau lucrurile? Tu crezi ce spui? pretextele, motivele, scuzele pe că tu chiar crezi lucrul acesta? Tu nu ai înțeles că acest, acest u -uri, ucigaș numit scuză fără scuză, acest lucru îți distruge viața? Nu e nimeni scutit. Sfinții lui Dumnezeu au trecut toți pe aici. De altfel, o să trecem în galeria aceasta a scuzelor sfinților. Sfinții au și ei scuze. Vă dați seama. Iosif și Maria... Au încheiat sărbătoarea Paștelor și uh, se întorc acasă. Uh, este, au în față compania rudelor, uh, conversația plăcută pe drum, vremea frumoasă nemaipomenită, uh, dorința arzătoare de a ajunge înapoi, ca și a continua toate lucrurile. Aceste lucruri le inundă sufletul, le absorbe energiile și uită pe Isus în Ierusalim. Și apoi scrie Cuvântul lui Dumnezeu. Că după ce în Luca la capitolul 2, 43, vă rog să urmăriți lucrul acesta ca să nu se creadă vreun sfânt că ar fi scutit cumva de plaga aceasta a scuzelor fără scuză. Apoi, după ce au trecut zilele praznicului, versetul 43, pe când se întorceau acasă, băiatul Iisus a rămas în Ierusalim. Care părinți dintre noi ar putea pleca de la biserică de aici s-ar putea pleca de la școală sau de undeva, de la cofetărie sau de unde am mers, care ar putea pleca fără copil. S-a mai întâmplat, am văzut un prieten sărac, a intrat în panică teribil după ce a ajuns acasă și a să minte că a uitat fetele în parc. Dar și-a adus aminte, știa unde le-a uitat, a, a alergat. Ei nici nu știu unde s-a produs despărțirea aceasta. Și, observați ce scrie Cuvântul lui Dumnezeu. Părinții lui n-au băgat de seamă lucrul acesta. Adică, nici n-au observat lipsa lui. Înseamnă că au fost atât de absorbiți de ceea ce se întâmplase acolo, absorbiți de gândurile lor cu privire la chemarea lor și eventual la misiunea Mântuitorului nostru, absorbiți de compania a tuturor oameni, absorbiți de gândul că trebuie să meargă acasă, încât ei nici n-au observat, n-au observat că El nu este prezent. Și versetul 44 aduce aceeași bolnavă explicație. Au crezut că este cu tovarășii lor de călătorie. Ai crezut? Ce ai verificat dacă este o credință adevărată sau nu este adevărată? O, oh, nu. Credința noastră este cea bună. N-am -am verificat niciodată. Chiar mi se pare ofensator să verific eu doctrinele, credința, crezul, tradițiile mele. Mi se pare ofensator. Ele sunt căzute din cer ca și chipul Dianei. Nu. No încercat, puneți la încercare credința ta și vezi dacă ea corespunde adevărului sau cine știe la ce altceva. Ei au crezut că Isus este cu și lor. Nu era o credință adevărată deloc aceasta. S-a și dovedit. Ci pur și simplu a fost un fel de anestezie pentru grijile oricărui părinte care vede că lipsește copilul din clipa aceea nu mai funcționează nici biologic cum trebuie. Eu... O... Și scrie Sfânta Scriptură că timp de o zi l-au căutat printre rude și cunoscuți, crezând pe baza credinței că ar putea să fie acolo. Nu l-au găsit și s-au întors în Ierusalim și acolo au căutat oriunde și peste tot, numai în templu nu au căutat. L-au căutat la baruri, l-au căutat la spital, l-au căutat oriunde în altă parte, numai la templu nu l-au căutat. Ultimul punct al căutării a fost templu Acolo l-au găsit. În discuția cu Mântuitorul nu există niciun fel de asumare a responsabilității. Fiul de ce te-ai purtat așa cu noi? Întreabă în versetul 48. Nu, fiul se întoarce spre de ce v-ați purtat voi așa cu mine. Cum? Cum adică? Părinții? Uite, copilul, copilul are grijă de părinți sau părinții de copil? De ce te-ai purtat așa cu noi? Nu? No? Trebuie să-mi asum răspunderea. Nu trebuie să fiu victimă, pentru că nu sunt victimă. Din potrivă, poate am făcut victime prin purtarea mea dar nu există această asumare a răspunderii. Te-am căutat cu mare grijă, am studiat termenul. Vorbește despre te-am căutat plângând ca de mormântare, te-am căutat cu frică, te-am căutat cu mare grijă peste tot, la care Isus nu este deloc intimidat de această gelanie a lor, ci spune: "Faptul că ați căutat arată că voi de fapt n-ați crezut cuvintele pe care vi l-a spus Îngerul Gabriel. Unde puteam să fiu decât în treburile tatălui meu, in my father's business, așa cum este tradus în engleză, sau în casa tatălui meu, unde puteam să fiu? De ce e nevoie să căutați în tot orașul, în tot Ierusalimul? Și ultimul punct aici. Observați că firea noastră firească, pământească, nu scutește pe nimeni, poate să fie Iosif și Maria, poate să fie David sau Abraham sau oricare dintre sfinți. Nici pe tine nu te scutește și nici pe mine. Aceste lucruri ne sunt date nouă și ne sunt predate prin cuvântul lui Dumnezeu ca să ne scape pe noi de suferința aceea de la capătul drumului în care un om vede că scuzele cu care s-a învăluit el nu numai că nu l-au protejat și nu l-au ajutat, ci literalmente l-au nenorocit. Gândurile lui n-au fost gânduri care să asigure confortul sau securitatea, ci au fost niște gânduri care au lovit la temelia vieții lui și au distrus rodirea lui, i-au tăiat rădăcinile aceste scuze fără scuze. Găsim în Sfânta Scriptură toate aspectele acestei boli a sufletului omenesc și prin harul bunului Dumnezeu venim înaintea aceluia care ne poate vindeca de așa ceva. Noi suntem cei care am răspuns lui Dumnezeu cu scuză, ani de zile, uite de ce și nu încă și într-un fel sau altul. Dar întrebarea lui către sufletul nostru astăzi este, care este scuza ta pentru faptul că tu amâni pe Dumnezeu de atâta timp? Care este scuza ta? Pe păi uite care este scuza mea. Nu, no, spune Iisus, nu, aceasta este, nu acesta e adevărul. Adevărul este altul. Tu chiar vrei lucrul ăsta? Vrei cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată puterea, cu toată ființa să iubești pe Domnul Dumnezeu zocu, cu întreaga? Vrei lucrurile acestea? Aceasta este marea întrebare pe care El o înalță înaintea noastră. Și Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că în timp ce nu există niciun fel de scuză pentru a sta departe de Dumnezeu sau a trăi împotriva voiei lui Dumnezeu, există în același timp marea și binecuvântata noastră poartă care ne deschide drumul spre o viață fără astfel de scuze care distrug viața, ci cu speranța aceea pe care a inspirat-o Iisus omului acelui. În momentul în care i -a spus, i-a spus, ridică-te, ia-ți patul și umblă. În clipa în care i-a spus acest lucru, Iisus i-a transmis următorul mesaj pe care îl ți ți-l transmite ție și mie. Toate scuzele tale sunt cenușă, nisip, nu pot să cred, eu m-am scuzat 38 de ani cu treaba aceasta și uite am stat aici și am dus-o ca bolnav, așa, la, la, la pensie de boală sau ceva. Aici am dus-o la, la scăldătoarea Betesda. Și Iisus spune rău, ridică-te, ia-ți patul și umblă, arată că toate scuzele tale n-au fost adevărate. Nu e adevărat că nu te poți ridica, nu e adevărat că nu poți să-ți iei patul, nu e adevărat că nu poți să umbli, nu e adevărat că nu poți să fii făcut om întreg așa cum spune Mântuitorul. Acesta e cuvântul pe care dorește el să-l adreseze sufletului nostru astăzi. Și înaintea acestei situații, după pilda marilor oameni ai lui Dumnezeu, care au venit în rugăciune, rugăciunea lui Ezra, în care vine și spune Dumnezeu meu sunt uluit și mi-este rușine, rugăciunea lui Daniel în care spune sunt vinovat, rugăciunea lui David, Doamne, împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit. Aceasta este atitudinea sfinților. Privind în viața noastră eșecurile care s-au datorat unor scuze imaginare și care s-au dovedit că, în planul lui Dumnezeu, nu au fost niciodată adevărate, n-au fost reale. În, Într-o situație ca aceasta, mărturisind lui Dumnezeu, mi-asum răspunderea pentru scuzele pe care le-am spus și mărturisesc înaintea ta că n-am nicio scuză, am decât toate motivele să merg pe urmele tale. Vino după mine a spus Mântuitorul nostru și comanda aceasta, porunca aceasta este încă vie cu această ocazie pentru mine și pentru tine. Doamne Tatăl nostru, păzește-ne de boala aceasta a sufletului omenesc ca scuzelor, fără scuză. Fă-ne, Doamne, conștienți de fiecare dată când căutăm o scuză pentru a-ți spune nu ție, pentru a te amâna pe tine. Dă-ne, Doamne, curajul întotdeauna să săvârșim binele cu întreaga noastră ființă, așa cum ne-ai învățat în cuvântul tău și numele tău să fie binecuvântat în veci de veci. Amin.